În alt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților susține că nu există taxă pentru înmormântare, chiar dacă Biserica Ortodoxă Română a spus în mai multe rânduri că o astfel de taxă nu există, sunt preoți care cer în continuare bani pentru oficierea slujbei de înmormântare. În alt preasfințitul Calinic a precizat că fiecare își oferă cât poate, după posibilități, în ceea ce privește anumite servicii săvârșite de preot. În România, în funcție de zonă, presupusa taxă de înmormântare poate ajunge de la câteva sute de lei până la câteva mii de lei.